Aș vrea după masa asta să continuăm cu studiul nostru din Cartea Coloseni. De aceea vă provoc să citim împreună în această după masă, Coloseni capitolul 2, citim de la versetul 16 și versetul 17. Coloseni capitolul 2, de la versetul 16 până la versetul 17. Două versete citim în, după masa asta. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este a lui Hristos. Amin. Dragii mei, mă bucur să avem ocazia să studiem Cartea Coloseni așa în, într-un ritm alert, într-un ritm alert. Și uh, cred că în felul ăsta vom putea să fim mai la curent și mai proaspăt în minte ceea ce studiem. Aș vrea doar să vă aduc aminte uh, puțin, uh, pentru cei care nu ne-ați urmărit uh, toate mesajele de până acum, suntem în a șaptelea mesaj din Cartea Coloseni. Cei care nu v-ați uitat și nu sunteți pe fir cu noi după masa asta, rămâneți cu noi, veți înțelege câteva lucruri, dar traversând toate de la început, veți înțelege mult mai bine direcția pe care merge Apostolul Pavel. Eu voi încerca în câteva minute să vă aduc aminte și să o fac proaspătă pentru noi, ca să știm exact unde suntem. Apostolul Pavel începe discuția din Cartea Coloseni cu uh, un mesaj interesant în capitolul 1, dacă vă veți uita. Uh, în capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 14, Apostolul Pavel așează înaintea noastră a tuturor uh, un mesaj, și anume, nu contează prin cine ai primit Evanghelia, ci contează să fii în Hristos. Biserica din Colos era frământată de faptul că uh, nu Apostolul Pavel fusese cel care plantase Biserica prin predicare, ci un unul dintre apropiați lui, și anume Epafras, care fusese uh, întors la Dumnezeu prin predicarea lui Pavel și uh, din Efes, și el se întoarce în colos, în orașul lui și începe să predice și acolo ia naște o biserică. Așadar, nu contează cine, prin cine ai auzit Evanghelia, contează Hristos. Apoi, Apostolul Pavel, tot în capitolul de la versetul 15, pe la versetul 23, vorbește despre subiectul, dacă vreți, despre tema centrală a epistolei către coloseni, și anume Hristos este un domn absolut și un mântuitor suficient. Un domn absolut și un mântu mântuitor suficient. Este domn peste creație, toată creația aparține și este suficient mântuitor. Nu mai e nevoie de nimeni și de nimic pentru a împlini mântuirea noastră. Asta e tema centrală a cărții Coloseni. De asemenea, am văzut apoi în finalul capitolului 1, versetul 24 și 29, despre frământarea apostolului Pavel. Cei din Colos erau frământați de, cu privire la autoritatea pastorală. De cine trebuie să asculte? Pentru că în, în Colose venise o, niște iudei care promovau misterul halatic. Vom vorbi și astăzi despre asta. Asta era erezia cu care se lupta uh, biserica din Colose. Și Pavel le spune că el este vrednic și uh, el și lui de slujbă sunt vrednici să fie ascultați, pentru că ei întrunesc uh, principiile, dacă vreți, slujirii pastorale. Și am numit acea, acel mesaj, scopul slujirii pastorale. care e scopul slujirii pastorale? Și Pavel îl comprimă într-o frază. Hristos în voi, nădejdea slavei. Asta își dorea Pavel. Ca Hristos să ajungă în cei din colose și astfel nădejdea slavei era asigurată. Speranța că într-o zi vor fi cu Hristos. Apoi am văzut începutul capitolului 2, de la versetul 1 la 5, vorbește Pavel despre atracția celor din colose care o simțeau față de învățătorii mincinoși. Continuă mai departe Apostolul Pavel cu privire la acest subiect și am numit acel mesaj aproape amăgiți, pentru că se afla un pericolul de a fi amăgiți de aceste învățături uh, străine și misterioase care nu aveau nimic de a face cu Evanghelia. Apoi am vorbit uh, despre uh, principiile drumului care ne așteaptă. Cum trebuie să trăim, este o sumarizare în versetele 6 și 7 din capitolul 2, ale felului în care trebuie să trăim, încât să trăim în echilibru, să nu cădem nici în erezie, nici în extreme. Asta era dorința lui Pavel pentru biserica din Colose, să păstreze o traiectorie dreaptă învățăturii, nici erezie, nici extreme. Și mai și ultima dată am vorbit, data trecută, am început un ciclu mai mic în cadrul Cărții Coloseni, care se numește Nu te mai întoarce în robie, pentru că vorbește Pavel din, în capitolul 2, de la versetul, 6, versetul 8 până la versetul 19, despre trei pericole care pândeau pe cei din colose, trei pericole teologice de învățătură care erau aduse și infuzate în mintea celor din colose și care îi făceau să, să fie în, în, în dubii cu privire la credința lor. Și Pavel se adresează acestor uh, trei provocări, trei uh, pericole și vine cu un răspuns. Și primul pericol, am uh, văzut data trecută, se numește nu te, nu, nu, te, nu te lăsa răpit, da? Nu te lăsa răpit de filozofie, ci rămâi în. Christos. Apostolul Pavel uh, prinde ocazia, și am vorbit despre asta, să uh, le vorbească celor din uh, Colose despre ce înseamnă să fii în Hristos. Vedeți, uh, ei veneau cu argumente fine. Și creau iluzia că Hristos nu este suficient. Am vorbit data trecută mai mult despre asta, că mai era nevoie și de uh, a, o în împrejur, care nu avea uh, rolul în prejur din Vechiul Testament, ci era un, un ritual de curățire, da? prin care ei spuneau că dacă te vei tăia prejur vei fi curățit din punct de vedere al firii pământești și vei ajunge la o stare de inimă curată. Adică nu vei mai avea probleme cu firia. Lucrul despre care Pavel vorbește foarte clar este o minciună. Câtă vreme vom fi în lumea aceasta, noi vom avea de luptat cu firea pământească. Și astăzi, vă spuneam data trecută, că versetele de la 8 la 19, ele abordează, Pavel, cele trei probleme doctrinare. Prima am vorbit data trecută și astăzi suntem în cea de-a doua. Repet încă o dată, cei care furnizau aceste erezii, aceste pericole, erau o grupare care se numea halakici, halak halachic și aduceau un mister, da? o taină pe care o promovau. În secțiunile 2, 16 și 17, Apostolul Pavel zice un lucru interesant și vă rog să urmăriți din nou împreună cu mine. Nimeni dar să nu vă judece. Da? Asta uh, pentru că secvențele 16, 17, 18, 19, versetele sunt legate între ele. Observați, Pavel zice în 16-17, nu lăsa pe nimeni să te judece, versetul 18 și 19, nimeni să nu vă răpească premiul alergării. Și în engleză sună foarte interesant, nu lăsa pe nimeni să te descalifice, să te scoată din joc, să te scoată de pe cursă. Da? Observați ce fain zice și în Cornilescu, nu lăsa pe nimeni să vă răpească premiul, nu lăsa pe nimeni să te scoată din circuitul alergării. Și aceste două secțiuni sunt oarecum similare. În prima secțiune, verset, capitolul 2, 16 și 17, pe care discutăm astăzi, atenția lui Pavel este îndreptată spre practicile nenecesare. Nenecesare, practici care nu mai sunt necesare pentru că au fost împlinite în Hristos. În timp ce în a doua secțiune se concentrează asupra misterului halachic în sine, a filozofiei și a tematicilor teologice pe care le abordează și vom vorbi multe despre asta vineri. De aia nu vreau să insist. Apostolul Pavel subliniază foarte clar că și ceea ce predicau și ceea ce abordează în versetele 16 și 17 și ceea ce se abordează în versetul 18 și 19, Pavel subliniază foarte clar că sunt erezii care nu fac parte din trupul lui Hristos. Cei ce promovează aceste învățături nu sunt parte a bisericii. Și vreau să spun un lucru foarte clar. Oamenii care nu sunt în acord cu învățătura Scripturii nu sunt frații noștri nu sunt frații noștri. Vă dau un exemplu și nu vreau să mă înțelegeți greșit. Spre exemplu, mișcarea lui Jehova. Ei nu îl promovează sau nu cred că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Din perspectiva creștină, eu nu sunt frate de credință cu acei oameni. N-am cum. Da, trebuie să fim vecini buni, trebuie să fie oameni care ne respectăm în societate, trebuie să-i predicăm Evanghelia, dar nu sunt frații mei. Ei nu sunt din trupul lui Hristos pentru că ei nu au o învățătură corectă vis a -vis de Sfânta Scriptură. Orice învățătură, orice practică, orice uh, grupare care nu respectă doctrina biblică, credința, crezul creștin, nu sunt frați cu noi. Și vreau să fie foarte clar, Pavel zice asta uh, foarte clar, cine nu are o învățătură care să se potrivească cu principiile Pauline, cu ceea ce a predicat Pavel, nu sunt din trupul lui Hristos. Știu că sună dur și într-o uh, perioadă a tolerației și a incluziunii nu avem cum să rupem adevărul. Adevărul e că oricine nu trăiește și nu predică adevărul scriptural, nu-l crede. Nu este din trup. Astăzi aș dori să ne focalizăm asupra acelei de-a doua avertizare a apostolului Pavel. Și am numit-o: Nu lăsa umbra să te judece. Repet, nu lăsa umbra să te judece. Și vom vedea mai, mai departe despre ce-i vorba. Și recitez versetele. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o mâncare sau o băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este a lui, Hristos. Așadar, nu lăsa umbra să te judece. Data trecută am vorbit și ne spunea Apostolul Pavel, nu te lăsa răpit, nu te lăsa răpit, rămâi în Hristos. Astăzi, Pavel ne îndeamnă și ne spune: Nu, nu lăsa umbra să te judece. Ca să putem înțelege mai bine această avertizare a lui Pavel, trebuie să răspundem la unele întrebări. Și prima întrebare pe care vreau să o pun și să o adresăm, ca să înțelegem mai bine textul, este următoarea. Care este judecata? Despre ce judecată vorbește Pavel? Nu te lăsa judecat, nu lăsa pe nimeni să te judece. Care este judecata? De ce erau acuzați cei din Colose de către cei din misterul halachic? Care era motivul pentru care erau judecați? Și încă un lucru vreau să definez, poate cei care ne-au zis tot au zis misterul halachic, misterul halachic despre ce-i vorba. Misterul halachic era o grupare de evrei care se închinau forțelor angelice, și bune și rele, atât îngerilor buni cât și demonilor. Da? Pavel vorbește foarte des, de exemplu, în cartea Colosee despre puteri, despre domnii, despre stăpâniri. Da, despre puteri supranaturale pe care acești evrei le venerau. Le venerau. Ei predicau o, o spiritualitate superioară. Adică e bine ce a predicat Pavel până la un punct. E foarte bine, e ok, urmați, dar există și altceva. Asta predicau ei. Tot ce spune Pavel este adevărat, dar mai există ceva. Există o superioritate spirituală pe care o poți obține prin tăierea în care avea un rol de purificare a trupului. Asta spuneau ei, prin tăierea împrejur, acest ritual de purificare, ajungeai la această stare numită puritatea inimii, adică lipsa firii pământești. Era un adaos jertfei lui Hristos. Asta de fapt predicau ei. Dacă vrei cu adevărat să fii mântuit, mai trebuie să adaugi ceva pe lângă jertfa lui Hristos. Mai ai nevoie de ceva. E bine că te-ai botezat, e bine că participi la cina Domnului, e bine că ai experimentat nașterea din nou, dar nu e suficient. Mai există ceva și acest adaus întotdeauna este o minciună pentru că v-am spus tema principală a cărții coloseni. Adevărul central al acestei cărți este că Isus este domn absolut și mântuitor suficient. Pe El, Dumnezeu l-a ridicat mai presus de orice. Și în El, doar în El putem fi mântuiți. Asta era erezia dacă vreți, în linii mari, pe care aceștia o, o promovau în Biserica din colose. Toți evrei, inclusiv Pavel, și toți creștinii credem într-un scenariu unic când vine vorba de finalul istoriei. Toți credem, și evreii, și creștinii credem într-un final la fel, și anume că în finalul istoriei Dumnezeu va aduce o judecată finală asupra tuturor oamenilor. Și biserica creștină, și Biblia, și iudaismul predică acest moment de capăt în care Dumnezeu va judeca pe toți oamenii după dreptate. Și cu toate că noi credem asta și e bine că credem că ăsta e adevărul biblic, Deși credem că Dumnezeu este judecătorul final, asta nu ne împiedică uneori să ne așezăm noi în poziția lui Dumnezeu, aceea de judecători. Repet, deși noi știm că Dumnezeu este judecătorul final, care va judeca pe fiecare om după dreptate, noi din când în când ne așezăm în locul lui Dumnezeu și ne apucăm noi să judecăm. Bineînțeles, este nevoie de judecată morală. Să fie foarte clar, Dumnezeu ne-a chemat să fim oameni care să avem discernământ moral, să emitem uh, uh, judecăți morale. Dacă spunem un om a făcut o crimă, trebuie să acționăm împotriva acelei crime. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni care să avem o judecată morală. Dar, în ce privește judecata, Dumnezeu este judecătorul suprem. Astfel, că orice om care judecă trebuie să fie foarte atent. Pentru că dacă depășește atribuțiile judecății morale, se află în pericol. Spune, spre exemplu, în Iacov în capitolul 4, dacă nu greșesc, versetul 10 și versetul 11, că cine judecă legea nu mai este un împlinitor al legii, ci judecător. Și vreau să citesc acest pasaj pentru dumneavoastră ca să vedeți ce interesant spune apostolul Iacov. Iacov, capitolul 4, versetul 10, zice așa... Smeriți-vă înaintea, înaintea Domnului, adică lăsați-vă mândria și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dădătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci? Pe aproapele tău. Observați ce, ce, ce puternică este această, această avertizare a Apostolului Iacov, inspirat de Duhul Sfânt. Că, în momentul în care eu emit judecăți împotriva celor din jurul meu, trebuie să fiu foarte atent. Dacă ele depășesc cadrul moral, s-ar putea să fie un pericol. Pentru că, Apostolul Pavel, dacă citim cu atenție textul pe care l-am citit astăzi și în contextul în care este așezat, cine Cine judecă o biserică sau închinarea cuiva care trăiește la standardul biblic, nu mă refer la cei care deviază de la standardul biblic, Și dacă eu îi judec pe cei care trăiesc la standardul biblic, lucrul ăsta este în afara voiei lui Dumnezeu. Adică în momentul în care le spun celor ce trăiesc la standardul biblic că, că nu fac suficient, că nu-i bine, odată ce i au împlinit standardul biblic și eu zic și spun o, e bun atât, dar nu ajunge, în momentul ăla eu sunt în afara voiei lui Dumnezeu. Și vă vorbea astăzi puțin și despre legalism. Asta spune Pavel, că dacă tu adaugi... Spre exemplu, Biblia este aceeași indiferent de cultura în care este predicată. Adevărul nu se schimbă chiar dacă noi uh, are variații închinarea noastră în funcție de cultură. Da? Uh, într-un fel se închină oamenii din Africa Centrală, într-un fel se închină oamenii în, uh, în Rusia, în alt fel se închină România, inclusiv în părțile României. Găsim, spre exemplu, în, în vestul țării o biserică mult mai... Uh, mai deschisă, cu practici mult mai uh, actuale, în timp ce găsim în nord sau nord-est o biserică care este mult mai conservatoare și nu înseamnă că lucrurile acestea sunt rele. Noi trebuie să înțelegem că fiecare biserică are specificul ei. Dar în momentul în care eu spun că practica mea este singura practică care mântuie. Și dacă nu faci cum fac eu, ești în afara voiei lui Dumnezeu în acel moment. Apostolul Pavel ne spune că lucrul ăsta nu e după voia Domnului, ci în afara voii lui Dumnezeu. Această judecată care spune, Domnule dacă nu faci cum fac eu, dacă nu porți barticul cum port eu, dacă nu te îmbraci cum mă port eu, dacă nu postești cât postesc eu, dacă nu te rogi cum mă rog eu, n-ai nicio șansă să te mântui. În momentul ăla, omul care emite o astfel de judecată este într-un mare pericol. Pentru că odată ce eu sunt mântuit și păstrez cadrul lui Dumnezeu cu priela închinare, doar Dumnezeu mă poate judeca. Doar Dumnezeu trebuie să facă asta. Deci Apostolul Pavel, Roman 14, cu 10, interesant. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? căși toți ne vom înfățișa înaintea scaului de judecata lui Hristos. Apostolul Pavel ne avertizează că oamenii care emit judecăți, și mai ales Roman 14, în context în care emiți judecăți și îl numești pe aproapele tău, fie slab, fie plecat și pierdut în funcție de ce mănâncă, de ce bea, de ce sărbător sărbătorește. În contextul acela zice Pavel, dacă judeci ești în pericol pentru că nu uita judecătorul cel drept este Dumnezeu. Și termenul grecesc pentru judecată nu îmi face foarte mare plăcere să apelez la limba greacă, dar aici merită. Este crino. Și crino poate purta mai multe valențe în funcție de context. Dar în contextul din uh, Coloseni 2 cu 16 înseamnă ceva interesant. Înseamnă a aplica asupra cuiva judecata finală. Când Pavel zice: nu, nimeni dar să nu vă judece, acel judece este nu lăsa pe nimeni să vă pună asupra voastră o judecată finală. Cu alte cuvinte, nu lăsa pe nimeni să joace rolul lui Dumnezeu. Judecătorul cel drept de la finalul Istoriei. În momentul în care. Cineva te judeca în felul ăsta, despre asta vorbește Pavel, te judeca în, cu, cu, cu sensul de a te exclude din salvarea finală a lui Dumnezeu. Pavel zice, nu lăsa pe nimeni să spună despre tine că ești afară din har dacă nu respecti rigolile acelea pe care el ți le impune. Pentru că cei din Misterul Halakhi îi spuneau celor din colose, vreți să vă mântuiți? Ok, mai adăugați aceste lucruri. Mai puneți niște lucruri în viața voastră pentru că altfel n-aveți parte de Hristos. Și Pavel zice, nu lăsa pe nimeni să ia poziția lui Dumnezeu ca judecător final în viața ta. Pentru că e poziția lui Dumnezeu nu aparține omului. Pavel îi îndeamnă pe cei din Colose să nu se lasă excluși din Harul lui Dumnezeu. Să nu se lasă excluși din Harul lui Dumnezeu de oameni care și-au asumat rolul lui Dumnezeu de judecători. Și vreau să revin la informația asta la finalul predicii, la fraza asta. De aceea nu insist asupra ei foarte mult. A judeca în contextul din 2, Col 2 Coloseni, capitolul 6, 2, versetul 16, înseamnă a aplica asupra cuiva judecata finală, acea judecată de, care îl exclude definitiv din harul lui Dumnezeu. Acum înțelege mai bine de ce Pavel este atât de direct și atât de dur în argumentația lui din, de la versetul 16, pe la versetul 23. Și aș dori acum să ne uităm la câteva practici mai aproape pe care cei din misterul Halachic le cereau. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel, nu lăsa dar pe nimeni să te judece, să vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Apostolul Pavel atrage atenția asupra elementelor pe care și iudaizatorii și halachicii le foloseau pentru a denatura învățătura creștină. Și iudaizatorii și halachicii le foloseau pentru a denatura învățătura creștină. Cine erau iudaizatorii? Că misterul halachic am auzit cine erau. Ești evrei care se închinau la îngeri da? și promovau încă un adaos. Exact în același fel și iudaizatorii erau oameni care uh, s-au creștinat, dar care impuneau uh, neevreilor, celor dintre neamuri, să trăiască conform standardului legii dacă vor să se mântuiască. Poate nu vii proaspăt în minte, dar vreau să vă aduc aminte și vreau chiar să citim. Faptele Apostolilor, capitolul 15, aici era primul consiliu al bisericii creștine și spune cuvântul scripturii, hotărârea lor, a celor din biserica de la Ierusalim a fost următoarea. Versetul 23. Apostolii, prezbiterii și frații către frații dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria și în Cilicia, plecăciune. Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, observați ce expresie, plecați dintre noi, fără vreo însărcinare sau vreo, uh, vreo responsabilitate din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați în prejur și să păziți legea. Noi, după ce ne-am adunat cu toții la oaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preiubiții noștri Barnaba și Pavel. Oamenii aceștia care și-au pus în joc viața pentru numele Domnului nostru Isus Hristos. Am trimis dar pe Iuda și pe Sila care vor spune prin viu grai aceleași lucruri. Că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate și de curvie. Lucruri de care dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși. Amin. La Ierusalim, în conciliul de la Ierusalim, frații, biserica, au ajuns la concluzia că neamurile nu sunt obligate să respecte legea pentru a se mântui. Cei mai mulți dintre evrei, chiar dacă s-au întors la Domnul și s-au mântuit, ei n-au renunțat la modul de viață evreiesc. Și lucrul ăsta e oarecum natural. Vreau să spun și astăzi că sunt multe biserici de evrei, credincioși, mesianici, care în același timp ei respectă calendarul daic, Sărbătorile iudaice, modul de viață iudaic, pentru că în, în, în Israel viața este amestecată cu religia și religia cu viața. Oamenii care cresc într-un context evreiesc, în care lucrurile sunt atât de uh, efervescente cu privire la stilul de viață evreiesc, e natural. Dar Apostolul Pavel nu spune că e greșit. Ca un evreu care s-a născut între evrei și l-a primit pe Domnul. Să trăiască conform calendarului evreiesc. Să mănânce coșeri mai departe. Nu asta e problema. Ci problema e să creadă că prin ele se va mântui. Sau să perceapă, sau să creadă, sau să impună altora. Că dacă nu vor face la fel, nu se vor mântui. Apostolul Pavel și cei de la Ierusalim, când au decis, nu au fost împotriva eradicării legii din viața evreilor. Nu ci de a nu impune standardul evresc, legea, pentru neamuri. Pentru neamuri. Așadar, iudaizatorii erau oameni care spuneau că dacă nu se practică legea, nu te tai împrejur și nu respecti legea lui Moise, nu ai garanția mântuirii. Și cei din misterii, misterul halachic susțineau la fel ideea că pe lângă respectarea cerințelor torei, a legii lui Moise, a celor cinci cărți de început, pentru a te mântui, și pentru a se mântui cei din colose, pe lângă lege, mai trebuiau să respecte și ritualurile misterului, adică tăierea împrejur, acea uh, uh, aplicare mistică de purificare. Și ei încep și observați ce zice Pavel, că din ceea ce spune Pavel ne dăm seama despre provocările și subiectele care se vehiculau. În primul rând, mâncarea și băutură. Noi trebuie să știm că încă din vechime, dacă citim în Daniel... Poporul Israel s-a deosebit de alte națiuni, inclusiv prin modul în care mănâncă. Spre exemplu, aici, la Londra, noi simțim mai tare probabil decât cei din România. Aici, spre exemplu, Londra locuiește o comunitate foarte mare de evrei. Sunt cartiere întregi care le aparțin aproape în totalitate. Și dacă te duci în acele cartiere, vei vedea că sunt o mulțime de magazine în care se specifică de la început că totul e coșer, curat, restaurante coșer, da, De cât, Dacă te duci, uh, sunt, sunt restaurante care garantează că vei mânca o, o mâncare ritualică corectă. Și pentru evrei lucrul ăsta a fost foarte important. Inclusiv Josephus Flavius ne zice că la un moment dat Imperiul Roman a acceptat ca evrei să-și uh, trăiască religia diferit. Dacă toate celelalte popoare nu puteau să-și practice religia aderând la... Uh, la sistemul roman, da? toate națiunile unde erau cucerite, toate provinciile, acolo se impunea cultul roman al zeilor. Doar evrei aveau voie să-și practice religia, inclusiv în Roma. Și religia lor avea de-a face cu mâncarea. Și evreii au fost întotdeauna preocupați și s-au diferențiat de, de, în modul în care au mâncat. Au mâncat curat din punct de vedere al legii. Fără a mânca din, perspectiva legii, curat nu puteai fi mântuit. Dacă citiți în legea lui Moise, un om care mânca lucruri necurate și o făcea într-un mod constant, era vrednic de moarte. Era scos în afara comunității. Dar Pavel afirmă foarte clar că în har, în Hristos, nu mai e nevoie să respecti legea lui Moise cu privire la curățirea sau la uh, uh, perfecțiunea și puritatea mâncării. Nu mai e nevoie să fie coșer. De ce? Citim Roman 14, de la versetul 5 și 6 prima dată. Unul s-o cotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. Versetul 14. Eu știu și sunt bine încredințat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Versetul 20 să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu. Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, totuși a mâncat din ele, când faptul acesta ajunge pentru altul împlinești de cădere, este rău. Versetul 23. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Pavel vorbește foarte clar că din perspectiva Harului lui Hristos și a noi vieți în Hristos, nu mai există această distinție între curat și necurat atâta vreme cât eu mănânc bucuros, încredințat că lucrul e bun, binecuvântând acea mâncare, cerând binecuvântarea Domnului peste ea, ea devine curată și bună. Și putem intui discuția asta și problema celor din Colose, din versetul 21 din capitolul 2. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Reguli care garantau sfințenia și curățirea exterioară. Oamenii aceia care compuneau misterul halachic, puneau o presiune pe cei din colose care se întorseseră dintre neamuri. Cine nu mănâncă coșer, nu poate să se mântuie. 2. Sabatul. Sabatul este un element definitoriu pentru iudaism. Și înțelegem că Tora era un element central și în acest mister halachic. Ei spuneau, dacă nu respect sabatul, nu te poți mântui. Zile de sărbătoare, lună nouă, se refedeau și vedeți aceste expresii. Zile de sărbătoare, lună nouă, și sabat se referă la puncte din calendarul evreiesc. Și toate aceste trei combinate era un mod tipic de referire la viața iudaică bazată pe calendarul iudaic. Să vă dau un exemplu. Sunt multe expresii biblice care reprezintă un tot unitar. Spre exemplu, găsiți în Vechiul Testament o mulțime de expresii că de la Dan la Berșeva tot Israelul s-a ridicat. Dacă vă uitați pe hartă, Dan și Berșeva sunt două extremități. Uh, extremitatea nordică este Dan, în timp ce extremitatea sudică este Berșeva. Și atunci când spunea de la Dan la Berșeva, a semnat tot Israelul, între aceste două extremități. Tot astfel, când se referă aici și spune Apostolul Pavel despre zile de sărbătoare, lună nouă și sabat, se referă la a trăi viața conform calendarului iudaic. Aceste trei elemente compuneau calendarul iudaic, bineînțeles cu toate elementele din el. Și misterul Halachic spunea celor din Colose, Că dacă vor o convertire totală, trebuie să, tre să respecte și legea, și tăierea împrejur, ca ritual de curățire, și cererile torei cu privire la mâncare și băutură, și respectarea anului calendaristic evresc. Adică aduce o viață total evrească, conform tradițiilor evreiești. Și Pavel răspunde aceste chestiuni pe larg. Aici doar o mintește pe scurt, nu te lăsa nu te lăsa prins, nu lăsa să fii judecat în, în modul ăsta. Dar în de exemplu, în capitolul 4, la versetul 9, Pavel răspunde așa de, de pe larg. Vreau să observați versetul 9. Dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, observați ce, ce, ce problematică adresează Pavel. Cum vă mai întoarceți iarăși la învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou Adică după ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu și harul lui și bogăția slavei lui, să vă întoarceți înapoi la tradiții? Voi păzi zile, luni, vrem și ani? Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Ce dureros este cuvântul acesta lui Pavel. După ce l-ați cunoscut pe Hristos, vă întoarceți înapoi la învățături începătoare, slabe, sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Misterul Halachic îi acuza pe cei din Colose că dacă nu vor respecta ritualurile lor și prevederile Torei, vor fi condamnați de judecata finală a lui Dumnezeu. de -aia Pavel zice, nu te lăsa judecat. Pentru că ăștia spuneau, dacă nu respecti astea, Dumnezeu te dă afară din har. Dar a doua întrebare la care vreau să răspundem. Ce sunt cu adevărat aceste lucruri despre care vorbeau ei? pe care le condamnă Pavel. Ce sunt? Și rog să observați, zicitul 17 ce zice, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este a lui? Cristos. Tora și practicile halakice sunt umbra lucrurilor ce vor veni. În timp ce trupul, soma, vedeți, aici este o chestie interesantă pe care vom discuta mai târziu puțin. Soma poartă două valențe. Aceea de trup expresia grecească, cuvântul grecesc soma, aceea de trup și aceea de realitate. De realitate. Și am putea traduce așa, dar realitatea, ceea ce trăim cu adevărat, este în Hristos. Și Pavel argumentează lucrul ăsta, că cele ce au fost sunt o umbră cu viața lui. Dacă citiți în fapte 9, nu vă citi astăzi, felul în care Pavel s-a întors la Dumnezeu și istoria din fapte capitolul 9 de la versetul 1 la 21, Veți găsi ce s-a întâmplat cu el. Și el descrie mai pe larg, în Filipeni capitolul 3. Și vreau să uitați ce, ce, ce nu mai era Pavel. Ce a fost Pavel, ascultați. Măcar că euș avea o pricină de încrede chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, zicea Pavel, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat în a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ceea ce privește legea fariseu, în ceea ce privește râvna prigonitor al bisericii cu privire la neprionirea pe care o dă legea, fără prihană. Ce, ce descriere își face Pavel la vechea viață, când era în vechiul legământ, câte lucruri avea ca să îl scoată în evidență și asculta cine devine Pavel în Hristos. Sau cum îi se schimbă perspectiva. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. La Pavel găsim ceea ce se întâmplă cu fiecare credincios. Lucrurile autentice și valoroase din trecut, din lege, pentru că Pavel era evreu și nu orice evreu, era fariseu, zice în Galateni. Pavel era la cea mai înaltă statură a trăirii legii. Și Pavel socotește tot ce a avut în lege, ca un gunoi. Ele toate au căzut într-un con de umbră, și s-au transformat în gunoie din perspectiva cunoașterii lui Hristos. Tot ce oferă legea iudaică cu toate siguranțele ei este fără valoare din perspectiva cunoașterii lui Hristos. Trupul sau realitatea, numim soma, ceea ce Pavel numește trup, îmi permiteți-mi să folosesc această doua valență. Realitatea noii vieți în Hristos a transformat vechea viață într-o umbră. Repet, realitatea noi vieți în Hristos a transformat vechea viața lui Pavel din lege, trăind legea într-o într umbră. Și contrastul în epoca mântuirii pe care noi o trăim este în acea, între această umbră și realitate. Umbră și realitate. Tot ce era tot ceea ce era valoros în ochii celor ce erau pro Tora, pro păzirea legii, pentru păzirea legii, Tora, legile pentru mâncare, calendariul iudaic sau chiar sistemul sacrificial, toate acestea erau un mod preliminar de revelarea lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a revelat în vechiul legământ într-un mod preliminar. Preliminar. Dar ele au devenit o umbră în momentul în care Dumnezeu s-a descoperit de plin în Hristos. Toată legea iudaică, tot ce s-a întâmplat în trecut, a fost un mod preliminar de descoperirea lui Dumnezeu. Dar ele au intrat într-un con de umbră în momentul în care Dumnezeu s-a revelat de plin în Hristos. Și ascultați ce spune Evrei, capitolul 10, versetul 1. În adevăr, legea care este umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, nu ea, nu poate niciodată, prin aceleași jerfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă de săvârșiști pe cei ce se apropie. Legea nu era suficientă, este doar umbra lucrurilor viitoare. Este, nu este înfățișarea adevărată a lucrurilor, ci înfățișarea adevărată este Hristos. Acestea erau două problematici. Unu, cei din colose, această mișcare hal halacică, îi acuzau pe cei din colose, pe frații tineri în credință, copii că nu vor fi mântuiți dacă nu respectă tora și tradițiile lor, ritualurile lor. Și Pavel le zice, nu vă lăsați judecați de oameni ăștia. Ei au poziția lui Dumnezeu când fac asta, e suficient ce v-am spus eu. Și îi acuzau de faptul că nu respectă perceptele legii. Când de fapt acest, această lege era, de, era Cazus într-un cod de umbră în momentul venirii Lui Hristos, legea nu mai era de o descoperire actuală. În Hristos avem totul de plin. Asta ne spune Pavel chiar înainte, în versetele de la 8 la 15. Și care sunt implicațiile a ceea ce Pavel spune? Din perspectiva lui Pavel, misterul sau taina lui Dumnezeu descoperită în Hristos pentru că este o singură taină în Scriptură și v-am spus data trecută, nu mai sunt alte taine în Scriptură. Scriptura nu este o carte tainică, ci este o carte descoperită. Taina lui Dumnezeu de, 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 viacuri era ca în Hristos să aducă împreună și Israelul și neamurile să fie poporul Domnului, nu numai Israel. În Hristos el dorea ca împreună cu Israelul să aducă și pe cei dintre neamuri. Și jertfa lui Hristos îi transforme într-un singur trup, într-o singură realitate. Umbra, ce spunea umbra? Umbra îi vedea doar pe Israel ca făcând parte din poporul lui Dumnezeu ca trup. Atât. Dar lumina Hristos lasă umbra deoparte și ne aduce împreună, ne dă șansa ca împreună și Israel și neamurile să fie mântuiți. Tora ca umbră, Vechiul Testament, schița o imagine preliminară a voinței lui Dumnezeu pentru poporul său. Doar partea de început, în timp ce plinătatea, realitatea, este adusă de Isus și trăită în Duhul. Asta vreau să spună Pavel. Și vreau să închei. Am turuit destul de tare și sper să mă fi putut urmări. Dar vreau să închei concluzionând ceea ce am învățat în după masa asta. Și primul lucru, nu lăsa umbra să te judece. Ăsta e primul mesaj pe care îl prinde la Pavel. Nu lăsa umbra să te judece. Și vreau să vă întreb, oare câți oameni nu s-au pierdut sau au căzut de la credință și au plecat în lume din cauza oamenilor care și-au permis să ia locul lui Dumnezeu judecătorul? Oare câți oameni de-a lungul timpului și doar în generația noastră s-au dus în lume, depărtați de Dumnezeu, pentru că cineva și-a permis să le spună că pentru ei nu mai este șansă? Pentru că au luat poziția lui Dumnezeu, judecătorul. Și au spus ei, în locul lui Dumnezeu, dacă cineva mai are șansă la mântuire sau nu mai are. Este atât de dureros, dar se întâmplă. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am trăit-o în urmă cu câțiva ani. Eram într-un într loc, nu vă spun unde, și eram la un moment de rugăciune, de stăruință pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Și în prima seară am fost în locul ăla și ne-am rugat. Și în a doua seară nu mi se întâmplă foarte des. M-aș bucura să mi se întâmple mai des, dar câteodată mi se întâmplă ca Dumnezeu să acționeze prin mine cu darul cunoștinței. Și intrând în locul ăla, în a doua seară de evangelizare, am intrat și Dumnezeu mi-a mi mi deschis mintea și am primit un mesaj la nivelul Duhului meu. Și am știut că omul acela, un anumit om din biserică, trebuie să-mi spună ceva. Și imaginați-vă că m-am dus direct la el în biserică, n-am vorbit cu omul ăla în viața mea nimic până atunci și am spus, tu trebuie să-mi spui ceva. Dumnezeu mi-a spus că trebuie să-mi spui ceva Și omul ăla în prima fază a intrat în, în, în safe mode De apărare Eu zice, nu știu să Și-a zis, nu, 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 tu trebuie să-mi zici ceva Dumnezeu mi-a descoperit că există ceva în viața ta Pe care trebuie să-l aflu astăzi Și omul a început să tremure, să lăcrimeze Și l-am luat de mână și am ieșit cu el în afara bisericii Și îmi spusese că acum Mai bine de 12 ani din acel moment Avusese un moment în care căzuse într-un păcat Într-un păcat al curviei și spunea el că uh, inima lui era frământată, n-a putut să spună nimănui lucrul ăsta. Și zicea el că în următoarea duminică, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta, vin la biserică. Și cineva predica la învon și spunea: Dacă cineva a comis un păcat al curviei, nu mai există nicio șansă pentru mântuirea lui. Este pierdut și nu mai are nicio șansă. Și spunea, tânărul ăsta, un bărbat, ca familist, de 12 ani vin la biserică cu gândul că pentru mine nu mai este nici o șansă. Nici o șansă. Imaginați-vă, eu când am auzit lucrul ăsta, mi s-a umplut inima. M-am gândit dintr-o dată ce înseamnă 12 ani. 12 ani să vii la, dumi de la biserică, duminică, de duminică, soția lui nu știa ce se întâmplă, că el doar vedea că slăbește spiritual. Dar să vii 12 ani, să nu poți spune nimănui taina inimii tale, durerea care te consumă și să știi din partea altora care au luat locul lui Dumnezeu să-ți spună nu mai este șansă pentru tine. Și m-am -am rugat pentru el și Dumnezeu i-a eliberat inima și mai îmi scrie din când în când și mi se umple inima de bucurie să știu că e reabilitat și reintrat în viață și că a recâștigat relația cu Domnul. Și Dumnezeu l-a bocezat cu Duhul Sfânt și a fost o experiență extraordinară. Dragii mei, dragii mei, nu lăsa pe nimeni să ia locul lui Dumnezeu în viața ta să imită judecăți pe care doar Dumnezeu le poate da. Asta e îndemnul lui Pavel, nu lăsa pe nimeni să te exclud din har, luând locul lui Dumnezeu, pentru că nu te lăsa judecat, e vorba de judecata finală pe care doar Dumnezeu o are. Dacă ești căzut în păcat, dragul meu, și cineva ți-a spus că pentru tine nu mai este soluție, nu-l crede! Te rog în numele Domnului, dacă mă asculți și cineva ți-a spus că tu nu mai ai nicio șansă la mântuire, te rog să nu-l crezi, nu e adevărat! Dumnezeu este judecătorul suprem. El e singurul care îți poate spune dacă mai ai vreo șansă sau nu mai ai vreo șansă. Te provoc îndrăznește la El. Oamenii te vor judeca în funcție de părerile lor, de gândurile lor, de percepțiile lor. Dumnezeu este judecătorul final. E adevărat că sunt oameni pe care și eu i-am văzut, care în fața mea sunt atât de căzuți și mă gândesc la ei poate cu revoltă. Dar n-am voie, n-am voie să spun dacă oamenii se mai pot mântui sau nu se mai pot mântui, asta e treaba lui Dumnezeu, nomia. Nomia. Și nici altuia. Doar Dumnezeu este judecătorul final. Cine? Și dacă ești omul care ți-ai ți -ai permis să spui cuiva asemenea cuvinte în această după masă. apleacă-te pe genunchi și roagă și cere-ți iertare. Pentru că ești în mare pericol în momentul în care iei locul lui Dumnezeu de judecător. Și dacă ți aduce aminte cui ai spus aceste cuvinte, sună-l în seara asta, ia legătura cu el și spune că l-ai mințit. Pentru că doar Dumnezeu emite judecăți finale și nu noi. Ăsta e primul gând cu care vreau să plecăm. În al doilea lucru vreau să concluzionăm. Primul, nu lăsa umbra să te judece, doar Dumnezeu e cel care o face. Nu lăsa percepțiile oamenilor, legile lor, tradițiile lor, gândurile lor, legalismele lor să spună dacă ești mântuit sau nu. Asta Dumnezeu îți poate zice. Și doar Dumnezeu poate decide în dreptul meu și al tău. În al doilea rând, nu lăsa pe nimeni să -ți îți impună ritualuri inutile. Nu lăsa pe nimeni să ți impună ritualuri inutile. Dragii mei, singurul mod în care oamenii se pot curăți este jerfa lui Hristos. Jerfa lui Hristos. Biblia spune în Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincioș și drept ca să ne ierte de orice păcat, să ne curățească de orice nelegiuire. Doar Hristos mă poate curăți. Doar Hristos te poate curăți. Ritualurile oamenilor nu curățesc inima, nu curățesc trupul. Să dau un exemplu. O vreme am locuit în București. Și, și, dacă se supără pe mie, frații, eu nu am de ce să mă ascund. Am lucrat într-o comunitate specială unde am mulți prieteni și ei vin cei mai mulți dintr-un sat. Nu vă spun satul. Și lucrând acolo, o predicând, slujind între ei, dorindu-mi să îi ajut să crească spiritual, să cresc împreună cu ei, am aflat tot felul de chestii. Spre exemplu, la un moment dat eram la cina Domnului și ne bucuram în biserica în care slujam acolo și văd o mare parte dintre ei n-au participat la cina Domnului. Și bineînțeles, lucrul ăsta m-a revoltat și am zis, măi, dacă sunt lucruri care trebuie să le rezolvăm, trebuie să le rezolvăm, nu putem lăsa să nu, nu să treacă cine pe lângă noi, poate nu sunt conștienți oamenii despre ce înseamnă asta. Și am început să discut cu ei. Ca să aflu că ei, ca să poată sta la cina Domnului, trebuie să spele perdele, covoare, lenjerii de pat, să facă curățenie generală. Ca să poată sta la cina Domnului, trebuie să se abțină de la relații sexuale trei zile înainte, trei zile după. Și o mulțime de ritualuri pentru că se considerau că dacă nu fac asta, nu sunt curați. O zi de post minim și așa mai departe. Tot felul de lucruri de felul ăsta. Dragii mei, doar Hristos ne curăță. Doar Hristos. Sunt atâtea ritualuri inutile și fără sens când vine vorba de sfințirea vieții. Și vom vorbi despre ele în, în predicile următoare, în care Pavel le numește chiar o închinare adusă voinței care nu are niciun folos. Nu? Chiar vă citesc dacă vreți să fim așa de, uh, să fim aproape. Spune așa. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești. Versetul 23. Au un adevăr o înfățișare de înțelepciune. Par din afară că sunt extraordinare. Într-o adusă voinței o smerenie și a sprime față de trup, dar vă rog să observați, dar nu sunt de niciun preț, de niciun folos împotriva gâdilării firii pământești. Din potriva aceste lucruri care îți dau siguranța că e sfânt, că e curat, din potriva ele îți gâdilă firea pământească și o stârnesc. Mândrie de șartă, gânduri de superioritate. Dragii mei, nu vă lăsați prinși în ritualuri inutile de curățire. Cur Hristos ne curăță. Nu te gândi că dacă postești, Dumnezeu te va curăța. Fals! Postul nu e pentru curățirea inimii. Postul este o închinare pe care o duc lui Dumnezeu și o smerire a inimii pentru ca Dumnezeu să-mi facă trecere înaintea lui. Dar curățirea o face el, nu postul. Rugăciunea nu o face curățire. Rugăciunea este cererea mea înaintea lui Dumnezeu de a fi curățit. Curățirea o face el prin sângele lui. Nu vă supuneți ritualuri inutile. Nu are de-a face cu să speli tătă casa ca să poți să fii curat. Nu! Nu te lăsa cufundat în ritualuri inutile. Ăsta e sfatul lui Pavel la care vreau să-i aminte. Toate aceste, eforturi, toate aceste eforturi umane de a fi apți pentru prezența lui Dumnezeu sunt o umbră care a fost înlăturată în urma revelației lui Hristos. Și închei cu câteva cuvinte despre legalism care ne pândește așa de tare. Sunt o mulțime de oameni care cred că legile, respectarea anumitor legi, respectarea anumitor ritualuri, îți vor garanta o stare de sfințenie. Dragii mei, nu vă lăsați seduși de astfel de legi. E adevărat că îți creează senzația că ești pe calea cea bună, dacă respecti un anumit orar, dacă respecti anumite învățături, dacă respecti o anumită îmbrăcăminte, dacă respecti un anumit cod, îți dau senzația că ești pe drumul bun. Dar vreau să spun ceva. Ele nu sunt de niciun folos în a zdrobi în tine firea pământească. Și ce e interesant? Că în familiile oamenilor care, care predic această, acest legalism, această, această formă exterioară de sfințenie dură, Unior pentru ele îți dau și te execută fără probleme. Acești oameni, statistic, în familiile lor violența nu este mai puțină. Copiii lor nu sunt mai puțini, uh, ci din potrivă mulți dintre ei când scapă din aceste familii să prăpădesc în lume. Nu este de niciun folos împotriva zdrobirii firii pământești. Nu este de niciun folos. Ritualurile de genul ăsta n-au nicio valoare. Legalismul nu rezolvă problema. Ci doar Hristos poate curăți viața. Am învățat în seara asta și închei. Nu lăsa umbra să te judece. Nu lăsa. Nu lăsa pe nimeni să ia locul lui Dumnezeu ca judecător final. Nu da voie nimănui. Dacă încă este suflare în tine, ai șanse să te mântuiești. Aleargă la Hristos aleargă la Hristos. Și în al doilea rând, nu te lăsa prins în ritualuri inutile. Curățirea o face doar jertfa lui. Ritualurile nu-ți garantează nici curățire, ritualurile nu-ți garantează nici victorie în luptă cu firea pământească, nu-ți garantează nimic decât te mint că ești pe drumul bun, când de fapt s-ar putea să fii departe. De aceea te provoc astăzi să te întorci din toată inima la Dumnezeu și să te dedici Lui. Doar Dumnezeu te poate curăți. Doar Dumnezeu te poate curăți nu te lăsa prins în ritualuri inutile. Ăsta e mesajul lui Pavel. Nu lăsa umbra, umbra referindu-se la tradițiile vechi, la legile Vechiului Testament și vreau să așez lângă ele tradițiile noastre, legalismele noastre, ritualurile noastre. Nu te lăsa prins de ele, pentru că te vor robi. Și marea tragedie a acestor ritualuri este că încet îți vor clădi ideea că nu doar suficient, nu doar, nu doar lui Hristos e suficientă, nu doar Hristos este mântuitor suficient, ci pe lângă El mai trebuie să adaugi. Și tot ce adaugi sfidează jertfa Lui și te scoate în afara Harului. Pentru că spunea Apostolul Pavel că cine se întoarce la a păzi legea, crezând că prin ea va fi mântuit, s-a despărțit de Hristos, zice Pavel în Galateni, a căzut din Har. În momentul în care tu crezi că aportul tău te sfințește, aportul tău îți creează o stare de neprionire, tu ai căzut din har sau ești aproape să cazi din har. De aceea în această după masă trezește-te. Nu lăsa pe nimeni să te judece, nu lăsa pe nimeni să ia locul lui Dumnezeu de judecător să spună dacă mai ai șansă să fii mântuit sau nu mai ai șansă. Asta doar Dumnezeu poate spune. Dacă ești în păcat și cineva ți-a spus, nu-l crede, aleargă la Dumnezeu, încă mai este șansă pentru tine. Și în al doilea rând, nu te lăsa prins în ritualuri inutile. Și Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne rugăm și să-i mulțumim Domnului pentru seara asta. Amin.